Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Moldova Live. Suntem în direct și în această seară discutăm cu domnul Renato Usatăi, președintele formațiunii Partidul Nostru și potențial candidat pentru funcție de președinte al Republicii Moldova. Bună seara, domnule Usatăi! Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație! Vă mulțumesc că ați acceptat-o. Este vorba despre emisiune de informare electorală la care fiecare candidat, potențial candidat, are condiții egale și răspunde la întrebările care vizează problemele din societate, dar în același timp discutăm despre anumite situații sau declarații care sunt specifice fiecărui candidat. La ziua de astăzi am văzut cel puțin la Bălți. Se atestă o situație în care ar putea fi suspendat domnul Petkov din funcție de primar în municipiul Bălți, pentru că este colegul dumneavoastră. Vreau să vă întreb, știu că mâine va fi o conferință, dar vreau să vă întreb despre ce este vorba mai exact. Unic lucru care pot să vă spun cu certitudine, faptul că, într-adevăr, autoritățile au un plan de a-l demite pe domnul Petkov, dar eu propun că, deoarece dumnealui totuși este primar al municipiului Bălți, dumnealui mâine are o conferință de presă, după asta o să ies și eu sigur cu o reacție, deoarece la moment lucrează o echipă de avocați, de juriști și ca să nu grăbim procesele, propun să răbdăm până mâine, dar este evident că este un atac nu doar asupra domnului Petkov, dar este un atac asupra bălțenilor, asupra mea personal, că deoarece ceilalți de la guvernare sunt foarte tare deranjați și de cifrele care le văd ei în sondajele lor interne și plus, haideți să o luăm așa, Usatăi a devenit o problemă, parcă e deja viu cu 2014, care cel mai dur lovește în guvernare, în toate schemele, ilegalitățile lor și cumva aici sunt sigur că ei cumva se gândesc nu doar să scăpe de domnul Petkov, să-l scoată ilegal din funcție la Bălți, dar deja am înțeles că am ajuns și eu într-o listă cu mai mulți candidați, grupele de inițiative cărora au fost înregistrate, dar care nu trebuie să ajungă până în ziua alegerilor. Aveți informația că grupul dumneavoastră de inițiativă ar putea să, adică dacă să aducă... Ei la moment nu au o decizie, deoarece ca să iei o decizie trebuie să ai echipe, oameni. Ei cum guvernează țara haotic în ultimii 3 ani de zile și în 4 ani de mandat de președinte a domnului Stan, fix așa o fac și fix așa o fac și cu răfuiele. Deci ei nici aici nu au un plan determinat. Ei spun că haideți, îi scoatem pe ăștia ușor, o distrugem pe Morariu, o distrugem pe Vlahă, o distrugem pe Usatăi. Păi îi întreabă cum? Păi las că în zilele următoare ne lămurim. Deci ei procedează la fel cum au procedat într-o zi când am publicat un video scurt la ședința CEC-ului, când raportorul înaintat de pas a citit proiectul de decizie privind înregistrarea grupului de inițiativă a unui candidat și tot el cu alți 5 din pas, din cauza că au încurcat foaia, au votat contra. Deci de la ei putem să ne așteptăm la orice. Dar pot să vă asigur un lucru, că da, e bine că cumva sunt obligat să țin la securitatea mea, a colegilor mei și în general să fim foarte atenți cu tot ce ne pregătește nouă guvernare. Dar eu îi asigur că orice ilegalitate din partea lor, în adresa mea, în adresa partidului, că o să fie formă să nu ne registrez, că să ne exclude sau să ne exclude din alegeri, vor fi taxați foarte dur și imediat. Să nu creadă ei că o să le meargă așa cum le-a mers în 2014, când, apropo, jumătate din guvernul de acum, atunci făcea parte în guvernul Filat, și domnul prim-ministru, și doamna președinte, că atunci cumva sau unii din ei au participat la faptul că noi am fost excluși cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare, au contribuit, sau alții tăcit au susținut, care acum ne povestesc despre valori europene, despre reforme în justiție, și haosul de atunci, acum eu sunt sigur, s-a dublat. Dar încă o dată, vor fi taxați foarte dur. Cum ei fac o ilegalitate contra mea? Din momentul că ei fac ceva ilegal contra mea, eu ca replică am dreptul la orice. Și cu acest orice ei se ruvotereze în care birou și în care bloc deja vedem după situație. Asta de exemplu.
Cum ar fi aceste acțiuni? Spuneți ca răspuns? Aveți încă o dată, haideți care ei să o facă și o să vedeți ce face USAT. Că acum, nu deoarece, eu n-am secrete de cetățeni, dar deoarece că cu acești șmecheri trebuie să fim și foarte atenți și foarte dur. Acum, dacă eu vă spun dumneavoastră ce voi face, vă dați seama, ei deja vor lucra la planul ca să combat cum acest lucru. Ei la străiască în lumea lor paralelă și să creadă că e tot ok, că USAT nu cunoaște despre ce se întâmplă la Procuratura Generală, ce se întâmplă la CEC, ce se întâmplă la Ministerul de Interne. Puși dumneavoastră. Trebuie să precizăm că o să lansăm invitații și pentru Comisia Electorală Centrală, dar și în emisiunile următoare va fi un reprezentant al actualei guvernări pentru a răspunde inclusiv și la aceste declarații. Dar vreau să vă întreb, am văzut că duminică ați anunțat că marți ieșiți cu dezvăluiri sau conferință de presă în care veți era prezentat. Preconizată pentru mâine conferință de presă legată de unele scheme de lapidarea statului și a cetățenilor, din punctul meu de vedere. Oribile. Din cauza că a apărut acest incident cu domnul Petcov, dumnealui o să iasă în cei ce ține de Bălsc, este un subiect care arde și e foarte important să-l cunoască bălțeni și țara. Eu pe a mea o amând pe dată, am mai primesc poate niște materiale adăugătoare, dar s-a muncit, eu eram gata pentru mâine, dar o să ies. Înțeleg că o să prezentați toată informația deja în cadrul conferinței, dar cel puțin în ce domeniu este vorba și cine ar fi vizat în această informație? Nu, vă dați seama, cine la noi poate să fure astăzi, cetățenii sau statul, în afară de guvernare care o avem? Care din ei și în ce măsură, vă rog, răbdați, până miercuri deoarece vă spun că s-a muncit foarte mult și vreau să le mulțumesc tuturor funcționarilor. Și nu contează, sunt în administrația prezidențială sau în alte clădiri a statului care nu au tăcut, nu vor să susții tăcit cumva aceste legalități și aceste dilapidări care guvernarea astăzi le-a pornit și vin cu informații, cu probe, mi arată, uite ce face asta, ce face ministrul Cutare, ce se întâmplă la ministerul, ce ne ghidează și tot așa. Știu că mulți jurnaliști v-au întrebat despre sursa de informații și evident că nu să spuneți nume și prenume, dar totuși, de ce dumneavoastră, într-adevăr, foarte des veniți cu aceste dezvăluiri și spuneți că aveți surse și din cadrul Partidului de Guvernare, instituțiilor, de ce oamenii vin la dumneavoastră? Păi, haideți să vă spun așa, deoarece deja a apărut un trend sau un trend în mai mulți ani. Știți cum? Eu cunosc unele persoane care au mers la alți politicieni cu informații altă. Și cumva politicienii cu care ei au discutat anterior pe la mine, le spuneam, băi, pe asta nu pot să-l atac, că vreau să fac cu dâns pe urmă coaliție. Dar pe asta nu-l atac, că am un dosar penal. Cetățenii au văzut că tot ce mi-a fost transmis mie a fost publicat. Și nu contează că e spânul, că e filat, că e plahotniu, că e... Pentru mine, eu n-am nici o restricție și n-am nici o obligațiune. Știți cum? La noi încă o dată, uitați-vă atent la toate forțele politice. Forțele pro-europene bat în cele pro-rusă, pro-rusă în pro-europene. Cam așa la noi 33 de ani în politică. Eu nu aleg pro-europeni, pro-ruși. Pentru mine, un hoț, ori un talhar, ori un criminal, nu poate să fie acoperit cu valorile Uniunii Europene, euroaziatice sau cu Unirea, știți cum? Pe care îi prind, îi tragem la tablă. Deja... Dar din informațiile dumneavoastră, acum la moment avem pe site-ul CEC-ului 13 grupuri de inițiative înregistrate. Aveți anumite informații că sunt persoane care... Da, păi v-am spus și listă. Minus acel ușor, drept că nu știu numele la toți, dar am înțeles, sunt mai mulți, minus Murari, minus Vlah, minus Usat, deci ei vor ca în alegeri să ajungă 7-8 persoane din aștia, adică jumătate. La dumneavoastră, de exemplu, care ar fi pretextul? Sau semnăturile necalitative? Bun, stop. Cu semnăturile necalitative, în cazul meu, este imposibil, că noi n-am mers noaptea repede să ne grăbim. Au fost toate semnăturile strânse. Era sarcina ca noi să depunem actele la CEC în data de 12, ca CEC-ul să aibă o săptămână pentru verificare, până pe 19, adică. Și că 20 suntem în campanie. Deci asta a fost strategia noastră. Și noi, credeți-ne, că fără viteză, fără să alergăm pe la rude, pe la prieteni, deci ați văzut, au fost instalate corturi în toată țara,
totul s-a făcut public, transparent și eu nu văd problemele semnături. Dar încă o dată, astăzi noi nu trebuie să căutăm care va fi temeie ca ei să exclude un candidat sau altul. Ei astăzi, pentru dânsi este important să o facă. Dar metodele, mai ales după câte s-au întâmplat cu mine personal și cu partidul nostru în ultimii 10 ani, aduceți-vă aminte 2014, au băgat de pe un offshore $30,000, care nici nu au ajuns în contul nostru electoral, excluși din alegeri. Pe urmă, CEDO, da, după 6 ani de zile a spus că a fost acțiune ilegală și am fost scoși ilegal din alegeri. Au primit bani avocației, partidul, da, am refuzat bani, i-am transferat, nu țin minte cărui spital atunci, că nu puteam, că banii sunt din buzunare la cetățeni, când este Republica Moldova ca stat acuzat la CEDO. În fine, deci, ei poate să facă orice. Ei poate să voteze în general. N-ați văzut la ce? Poate să citească proiect de înregistrare și pe urmă și să-ți votează contra. Și nici o răspundere. De asta eu și am spus și deja știți cum, nu e o dorința mea, dar e o cerință a cetățenilor că astăzi avem nevoie de Republică Prezidențială, de dictatura ordinii în interesul statului și dictatura responsabilității față de cetățeni. Să construim un sistem în care vocea fiecărui cetățean să fie auzită. Și al mai important, cei care au comis ilegalități, să știe că o să fie pedepsit. Și nu contează, să află ei în țară sau se vor afla în afara țării. Neapărat discutăm despre ceea ce declarați dumneavoastră. Deocamdată nu avem dreptul să discutăm despre programul electoral, dar discutăm despre ideile pe care dumneavoastră lansați în spațiu public. Dar dacă să vorbim despre informațiile pe care dezvăluiți foarte des, mai vreau să vă întreb despre informația pe care ați vorbit chiar duminică, despre anumite plecări sau intențiile unor membri PAS să plece, să formeze un alt partid. Cât de sigură este această informație? Nu că e sigură, 2 milioane de procente, niciodată. Aduceți-vă aminte când a ieșit în fața dumneavoastră, mass media. Nu țin minte, chiar avară când eu am ieșit și v-am spus că Maia Sandu va pleca în Statele Unite ale Americii, când se va întoarce de acolo, va crea un proiect politic nou, unic o parte de Peledimești s-a mutat încolo. O ieșit doamna Sandu și a spus aceste falsuri declarate de acest usate. Problema era, știți care? Că eu știam înainte de Maia Sandu, chiar ea să-i dă indicații să-și facă partid. Că domnie s-a întors din SUA și după câteva săptămâni a ieșit cu declarația că da, astăzi sunt obligată de a salva țara și nu știu. Fix așa o să o facă Lilian Carp cu spânul. Ascultați și vă spun că acum nu o să fie un partid, o să fie 200 pariți. Mai sunt și alți deputați. Dar pe mine nu mă interesează. Pe mine mă interesează altceva. Că acești deputați, haideți așa, nu toți, dar sunt deputați și în PAS, și nu doar, care de pe acum, eu cred că în Șerșor trebuie să-și cumpere apartamente la etajul întâi, cu gratii, deoarece când o să ajungă la penitenciarul numărul 13, cumva ei să fie adaptați cu vneșnii vieți, știți cum, adică să obișnuiască cu gratile de pe moc. N-a să aibă niciun stres psihologic cu adaptare la penitenciarul 13, dacă de pe moc stai și a să uite prin gratii la soare pe perioadă. Dar vreau să vă întreb, de mai multe ori dumneavoastră, de exemplu, ați vorbit despre plecarea domnului Recean din funcția de prim-ministru și până acum bun, eu nu sunt o ambasadă sau alta. Deci faptul că domnul Recean a fost convins de unele ambasade, băi, nu-i timpul, o să fie o lovitură asupra PAS-ului, asupra doamnei Maia Sandu înainte de alegeri și vă rugăm mai răbdat, știm că partidul nu vă ascultă, știm că aveți probleme și faptul că el conving mai rapdolea că asta, izvinite, nică mie, știți cum... Dar de ce vrea să plece din funcția domnului Recean? Încă o dată, în PAS este un durdom ca și în țară. Deci nu credeți că oamenii care doar distrug și în majoritatea cauzurilor ne conduc haotic, fiind sau incompetenți sau corupți, dar majoritatea sunt incompetenți, corupții sunt doar unii. Oamenii ăștia au probleme și în interior, chiar în partidul lor. Vă dați seama, nu există o situație când tot merge bine și frumos și hai... unul super își face un partid, cum ar fi Carp, spânul deja în teritorii își pregătește oamenii să-și facă altul. Ei mă casnul căpit pe spânul, tot aduceți-vă aminte când v-am spus, că ei pe spânul vor să-l pui șef de campanie prezidențială. Pe urmă am spus că băi, nu-l punem, că asta e cel mai patat, cumva să o tragă în jos pe doamna președinte.
până la urmă spun, au pus ciorul în prag și ca să nu fie această ruptură acum, doar de asta l-au pus acum șef de campanie, ca încă o dată, azi închipâți-vă că pleacă 10-12 deputați din Paș, anunț crearea unui partid. Și ne afectează acest lucru? Pe dumneavoastră? Nu. Pe mine? Nu. Pe cetățeni? Nu. Dar pasul și ratingul lui Maia Sandu se începe a prăbuși. Adică asta arată că ai problemă în propriul tău colhoz. Că la dânșii colhoz în sens rău a cuvântul. Colhoz pentru mine în sens bun, dar la dânșii colhoz în sens rău. Pentru dreptul la replică o să avem posibilitatea să discutăm cu unul reprezentant al pasului în curând. Doamna Oxana, nu vă spărați. Eu nu mai sper și eu sunt sigur că doamna Sandu nu va participa în dezbatere. Așa cum o făcea pe Democrat în 2020. Problema alta. Aduceți-vă aminte când eu am ieșit cu schemele la procurarea gazelor naturale, am demonstrat existența pieței paralele și am spus domnul director la Energocom, domnul spune, ia hai la dezbatere, că voi tot nu spuneți, poate eu am greșit voi cifră, poate ați furat mai mult, ori mai puțin. Haideți să ieșim și discutăm despre cetățenii străini implicați în scheme. Cum, de ce atunci repede s-o speriat și ca să stângă pojarul, cum zic moldovenii, pornit de usate, a coborât la 29 de lei, la 18 lei gazul, că înțeleg eu că usate explodează mușțara, înțelegeți? Și ei au refuzat să iasă la dezbatere. Domnul Parlicov spune că, de fapt, a fost pregătit acest proiect pentru micșorare tarifului și dumneavoastră ați aflat despre acest proiect. Ascultați, domnul Parlicov a mai spus și altceva. Domnul Parlicov a spus că el la Andrie de câteva săptămâni a scris o scrisoare prin care le-a spus că există piața paralelă de vânzarea gazelor naturale, care vând între 10 și 14 lei. Spuneți, vă rog, dacă ar fi fost acest lucru adevărat, poți să-i pui tu numărul de înregistrare, numărul de intrare, de ieșire. De ce nu a ieșit în fața cetățenilor domnul Parlicov și nu a spus, oameni buni, vreau să vă informez că vă achitați astăzi gazul 29 de lei, dar astăzi sunt agenți economici care îl cumpără la prețul între 10 și 14 lei. De asta dumneavoastră, dacă cumva doriți, puteți... De ce nu a ieșit? Lăsați-mă, fix așa a fost și cu raportul Kroll, când l-a publicat cu beneficiare furtul miliardului, fix așa am fost acuzat în 2014, când am spus, oameni buni, duceți-vă în bănci, în luna mai 2014. Deja îți fură banii din trei bănci. Duceți-vă că ați vii ziua când n-ați aveți ce faci. S-a furat ultima parte a miliardului în ziua când am fost eu exclus din alegeri, în noiembrie 2000. Până asta ce spuneau? Nu l-ascultați pe usatei. Usatei face declarații false pentru a destabiliza situația în țară, pentru a discurge parcursul european. În băncile este tot ok, din ele nu se fură nimic. După asta, tot globul pământesc a devenit martor cum s-a furat cel puțin un miliard din acele trei bănci. Nu vorbesc de alte crime care le-am descoperit încă o dată. Eu nu mai vreau astăzi să lucrez anchetator a poporului. Da, a fost bine cât a fost, dar astăzi deja am ajuns la etapa când mă spun încă o dată. Eu merg în aceste alegeri nu pentru a învinge eu pe Maia Sandu. Eu merg în aceste alegeri ca să înving pe doamna președinte și să distrug sistemul care la noi e creat în 33 de ani. Că astăzi, dacă vine următorul președinte și a să înceapă a ieși în fața cetățenilor, oameni buni, atât de multe vreau să fac, dar președintele trebuie să dăie medalii, să fumeze un trabuc cu ambasadorii și doar să reprezinte statul. Stați o leacă, gata, oamenii satul nu așa, dar așa. Și oamenii vor Republica Prezidențială, dar noi tot timpul, ce spun politicienii? Că noi vom fi sau noi suntem slujile poporului. Astăzi, Republica Prezidențială este dorită de peste 50% de cetățeni. Că deja răspunderea asta colectivă care la noi a existat în țară 33 de ani, s-a devenit că este o formă ineficientă pentru statul Republic. Aveți anumite sondaje interne? Nu, dar asta au fost și interne și au fost și public. Că pentru Republica Prezidențială, și apropo, un lucru știți care e foarte important. Dacă, spre exemplu, cetățenii sunt divizați, cei care i-au divizat politicienii, ăștia sunt pro-UE, ăștia sunt unioniști, dar ăștia sunt pro-ruși, da? Păi ca să știți că pentru Republica Prezidențială sunt și pro-ruși, și pro-europeni, și unioniști, deci nu există, nu sunt cetățeni care susțin un singur vector. Cei care vor Republica Prezidențială. Deoarece oamenii înțeleg că dictatura este cea mai rapidă astăzi modalitate de a soluționa toate problemele care s-au acumulat în țară în 33 de ani. Discutăm despre asta și alte subiecte după o scurtă pauză, peste câteva minute. Da, revenim. Rămâneți cu noi.
Am revenit, continuăm discuțiile cu domnul Renato Usatăi. Domnule Usatăi, înainte ca să trecem la cele propunerile pe care dumneavoastră deocamdată vociferați în calitate de potențial candidat pentru funcție de președinte, am notat odată că dumneavoastră la o emisiune ați declarat despre anumite surse pe care le aveți, despre situația cu posibile negocieri între Ucraina și Rusia. Da. Și chiar și eu am întrebat, de exemplu, pe domnul Podoleac, am avut ocazia să am acest interviu, dumnealui a negat acest lucru, a spus că este imposibil ca să fie acum organizate aceste discuții, pentru că Rusia nu vede... Corect, dar eu nu am privit interviul dumneavoastră, dar pot vă spun un lucru, că dumneavoastră posibil nu i-ați dat întrebare corect și eu o văd manieră. Dacă dumneavoastră i-ați fi dat întrebare, este adevărat că cineva negociază din partea statului ucrainean cu Federația Rusă? Cineva, asta a fost întrebare. Eu n-am spus că negociază ucrainenii. Uh-huh. Eu am spus... Negociază frații lor mai mari cu Federația Rusă și haideți să altfel. Eu vreau ca acest război teribil să se oprească cât mai repet, sunt vecinii noștri, și din cauza acestui război noi vom avea doar o mulțime de invalizi, veterani, care o să fie și noi o să trebuiască să avem grijă de ei. Sunt moldoveni astăzi care luptă pentru armata ucraineană și pentru armata rusă. Când se va ajunge la pace într-o zi, a trebuit să-i prinim pe tăs. Țineți minte. Nimeni nu a spus că pe ăștia-i priniți, pe ea nu. Dar la anul, eu vă asigur că în primăvară ați vedeți în aceeași zi alegeri prezidențiale și alegeri parlamentare în Ucraina în aceeași zi. Eu le doresc lor la tot sănătate și succes, dar asta... Asta va însemna că se va finaliza război în varianta aceasta? Pentru că acum foarte este corect, foarte corect, imposibil. Foarte corect. Dar totuși... Urmăriți despre... evenimentele din decembrie, mare care o să aibă loc. Nici tot nici clar ce o să fie acolo. Încă o dată, eu nu vreau să discut acest subiect ca să nu fie folosit acum de cineva pentru a face vreun rău vecinilor noștri. Și nu doar lor. De asta, dați să lăsăm subiectul. Să ați vedeți la primăvară alegeri prezidențiale și cu faptul că actual președinte a Ucrainei, care este astăzi domnul Zelenski, va fi interzis candidat pentru încă o funcție. Este și o candidatură care ar putea să câștige de acum dată? Încă o dată. Nu vreau să mă... Haideți să noi să ne clarificăm cu a noștri. Ei acolo vor clarifica fără noi. De acord. Trecem la ceea ce dumneavoastră ați declarat și la începutul emisiunii despre dictatura ordinii și Republica Prezidențială. Susțineți că pledează cam jumătate și poate și mai mult din cetățenii Republicii Moldova. A fost sondaje publice. Da. Cât de mult este realizabilă această idee în condițiile în care totuși atâția ani suntem Republica Parlamentară. Separație ar trebui să fie puterilor în stat, în Republica Moldova. O persoană, cât de puternică trebuie să fie ca să-și asume toate, cum dumneavoastră propuneți? Că trebuie să fie persoană puternică, dar cel mai important, independentă, care poate spui ciorul în prag la ruși, la americani, la europeni, adică care o să fie în fața lui, o să fie doar interesul statului Republica Moldova și interesul cetățeanului, prima. Doi, dacă această persoană puternică câștigă alegerile prezidențiale din această toamnă, asta înseamnă că cetățenii susțin și promisiunea făcută în campanie electorală, corect? Care cu demult depășesc atribuțiile președintelui din Constituție acum. Acum o facem noi juridic, deci haideți să vă spun ce pot să vă spun iarăși ca să nu-i dau temă la tăți ONG-ști și la tăți prăpădiți ăștia care astăzi deservesc guvernarea și pasul și președinția. Să mă contratași, adică că eu nu că îmi stric planurile mie, eu nu vreau să fie distrusă speranța cetățenilor la o schimbare și schimbare radicală în folos țării și a cetățeanului de rând. Președintele are drept să inițieze un referendum consultativ fără a colecta 100.000 de semnături în țară așa. Corect? Da. Așa. Imaginați-vă, predată o sată președinte, inițiez referendum privind dorit sau nu Republica Prezidențială. Pot vă spun pasul următor. Că când voi trimite această solicitare în Parlament, Parlamentul vă asigur că va bloca.
Că îți dai seama, ei s-au deprins. Care cu mașini de servici, care cu indemnizații, care cu scheme, care cu business-uri și așa mai departe. Nimeni n-a să vrea. Sunteți de acord? Majoritatea actuală galbenă care este, scăchihtă, X, plece, astea. Ei vor refuza. Dar din momentul că ei refuză, în Constituție este scris clar că puterea în țară îi aparține poporului Republicii Moldova. Și atunci eu să ies cu poporul și în două mișcări juridice de câteva zile o să ajungem și la acest referendum pentru Republica Prezidențială și al mai important pentru alegeri parlamentare anticipate, ca să scăpăm de tot cel sovietul și ala galben care la noi stă astăzi în Parlamentul Republicii Moldova. V-am dat maximum și puteam să vă dau încă o dată. Ca... Adică sunt anumite momente juridice, da, pe care corect, pregătiți care, nu vă dați seama, nu poți tu să ieși pur și simplu. Haideți că vreau, da, Republica Prezidențială. Ori haideți că trebuie să oamenilor să le spui și cum. Și v-am spus cum. Dar mulți, inclusiv și actuala președintă și fostul președinte Dodon, sunt acuzați de cei care sunt în opoziție față de ei, că țin foarte aproape partidul care a propus pentru această funcție și nu distanțează, chiar dacă oficial după legislație, da, nu permite. Da, cât de mult în aceasta, pentru că oricum să aveți nevoie de echipă, da, eventual, dacă câștigați și faceți, doamna, acest lucru, deci... cât de mult va fi distanțat președinte în această formulă, de, da, echipa partidului. Eu pot vă promit un lucru. Pentru mine este aproape să nu mă distanțez de cetățeanul de rând, de problemele, de durerile omului și cel mai important, că oamenii așteaptă și soluții, cum să le rezolvăm problemele și durerile care le au. Și ține de echipă, o parte mare din echipă va fi prezentată în prima zi când ne vom lansa oficial în campanie electorală. Și o să vedeți cine va răspunde de ce domenii, cine va fi responsabil de domeniul juridic, cine va fi responsabil de organizarea alegerilor anticipate, ca să avem și așa o persoană, că trebuie să fie o persoană cu autoritate, cu experiență, adică nu poți să vii cu unul ca ăștia care îi vedem în fiecare zi la televizor, da, majoritatea. Pe agricultură, de aștept, am avut niște discuții cu mai mulți lideri din domeniul agriculturii și am spus, băieți, încă o dată, eu public îmi asum, dați-mi voi persoana pe care credeți voi că va fi cel mai bun consilier prezidențial pe problemele agriculturii, ulterior ministru tot din partea voastră, deoarece e o ramură atât de specifică unde trebuie să vii omul de la recomandarea lor ca să nu aud pe urmă, că nu le răspunde ministrul la telefon, să bate joc. Pe cine îmi vor delega? Eu cu acela să lucrez. Da, eu înțeleg că astăzi doar după ce s-a speriat guvernarea și o înțeles că poate să iasă nu doar tractoare, dar poate să o prinească. Și ei deja după atâta critică și o atâta luptă din partea agricultorului, abia am ajuns la introducerea stării de urgență, ați văzut, da? Că ei cumva neglijau, spuneau că nu e posibil, că nu trebuie, am înțeles că e băja și merg la asta. De iată, agricultorii au demonstrat pentru cei de la Calea Ferată, care statul, guvernarea șterge picioarele de ei, cu restanțele la salarii și nici o claritate ce va fi cu această întreprindere strategică pentru statul Republica Moldova. Deci, astăzi, agricultorii au fost un exemplu bun pentru tot cei de care s-au bătut joc guvernarea. Că după presiuni, acum, vedeți, guvernarea merge numai stângă pojarul la faptul că se introduc starea de urgență în agricultură ca măcar ceva să soluționeze din problemele lor, dar ei, sincer, o fac nu pentru a soluționa probleme în agricultură, eu fac pentru a câștiga timpul ca să treacă alegerile cât mai rapid. Că astăzi, după ce a fost distrusă Universitatea Agrară, cum voi puteți astăzi, doar din cauza că spuneți mâna pe niște terenuri, pe niște clădiri, voi distrugeți Universitatea Agrară? Eu nu am drept moral să vin la putere și să nu restabilesc Universitatea Agrară din țară, care astăzi trebuie să devie o carte de vizită, să aducem experți de pe tot globul pământesc, agricultură, știți cum asta... Și ce au făcut ei, asta dacă pe lângă o școală profesională, unii până acum au școlit croitoriesa, tot e foarte important. Acolo au băgat și sudori, spre exemplu, svarșichi, cum le zic moldoveni. Haide, băiat, nu vă duci cap la nimic. De asta o să fie prezentată echipa pe diferite domenii, deja cetățenii. Dar, de exemplu, persoanele din alte partide politice ar putea să se regăsească în această echipă și inclusiv din cadrul PAS-ului. De exemplu,
în echipa prezidențială, nu, n-are cum. Eu sunt gata să discut cu toate partidele la alegerile parlamentare, inclusiv cu partidele mici, care nu vor trece pragul, dar ei dacă vor demonstra că au specialist în domeniul învățământului, sănătății, infrastructurii, nu contează, iată, noi dacă vrem pe bune să facem lucruri bune în țară, atunci iată, la parlamentare trebuie să-i chemăm. Puteți încă o dată, dacă un partid a luat 4% și nu a trecut pragul, dar un candidat la funcție de ministru bun, ori un șef de agenție de stat, și noi să-i spunem, a, nu, tu nu vini de atâta că tu n-ai trecut pragul. Asta este unul din cele mai mari, una din cele mai mari prostii în politica moldovenească în 33 de ani. Că se așează la discuții doar cei care au trecut pragul. Au, n-au specialiști, nevajă. Glana se bat pentru fiecare minister, pentru fiecare secretar din stat. Pe urmă, tot să-mi prăști și încep cu mătru. Dai pe cineva la calificat, chiar că l-am îndoiet pe Ghimpu și ne-o dat ăsta. Dar tu ai pe cineva la Ministerul de Finanță. Dar dă-mi pe cineva la poliție, chiar că mai eu la unul, dar șeful poliției. Doamne, rebeate, tă bezobrazie, n-a de precrășat. Cei care au fost și sunt buni astăzi, cum am vorbit de unii, doamna Dăbija, doamna Popescu, care uite, poftim. Nu vă băgați peste dânși. Fix așa cum am dat exemplul ăsta și o să-l repet toată viața. Dacă am devenit primar de Bălți și erau unii șefi de direcții care erau membri sau fanii altor partide, eu nu i-am dat afară că a venit partidul nostru, majoritate constituțională în Consiliul Municipal, și-o plecat stăți, am zis, arătați cine din voi e mai bun. Ca doamna Cutare, doamna Cutare, are vorbe de odă. Apă nu. Zic, apun să am dat să-l pași să lucrez. Și așa au rămas în funcție și o doamnă care era fanată domnului Dodon și alta care era fanată domnului Ghimb. Iată, asta, așa atitudini trebuie să ai la nivel național. Dar noi mai departe, dacă când e în țară o pojară, o problemă, când, Doamne ferește, aveți acasă un incendiu, o plesnit o țavă și când vedeți că tonii de apă vin în apartament, când bate santehnicul la ușă, îl întrebați, ce limbă vorbiți? Limba de stat o numiți română ori moldovenească? Nu vă interesează, vreți să fie soluționat problema, cum o numește eu, dar la noi au fost împărțiți în răi, buni. Jumătate de țară numește limba de stat română, a doua ju, mate moldovnească și stau policieni care 30 de ani îi zădără pe unii contra la altora. Când domnul Voronin a avut posibilitatea, nu eram eu în politică, în primul ori, într-a doilea mandat, erau discuții la ei cu Academia de Știință, haideți să mergem, care limbă prima, care a doua, haideți să egalăm limba moldovenească română. Adică să expui Academia de Știință că de fapt tu ești limba și gata, și stânge o problemă. Nu până în ziua de azi. Deja avem introdus și în Constituție și de ce cum a fost introdus, Oxana, o secundă, cum a fost făcut? Fix așa cum și aeroport, furieș, ca și cu miliardul și crest. Încă o dată, nu se poate. Cum a fost făcut acest lucru? Încă o dată, doar ca să contrapui cetățenii unii contra la altă. Bun, spuneți vă rog, dacă noi avem, vin 5 specialiști foarte buni, în, unul, să spunem, e un polițist foarte bun, altul e un agricultor, a treilea un economist și a patrulea e un doctor, un profesor. Și ei spun că da, dar noi limba o numim moldovnească. Asta și temei că ei și nu își ocupi funcțiile având o experiență de 10 de ani de zile în spatele lor. Încă o dată vă spun. Pentru mine limba maternă căruce, dai-te pe răbătă, eu vreau să lucrez. Specialiști cu limbile au fost 33 de ani și va vorbească încă 33. Eu vreau să mă ocup cu problemele reale care astăzi la noi. Pe mine mă doare că iată ați spus dumneavoastră despre modificarea făcută în Constituție. Dar de ce cei care atât de mult au ținut și spuneau că există doar limba română și moldovenească noi și asta e așa. Iată, și-au avut grijă să pedaleze, cu șchiopătând, să facă modificare în Constituție, da? Dar și eu încurcat pe dânșă să introduc în Constituție că indexarea pensii la minimum inflației să fie introdus în Constituție, ca să nu mai poată face speculații nici o guvernare, nici actuală, nici pe 5 ani, nici pe 10, din momentul când indexarea pensiei la minim inflație este în Constituție,
S-a mărit inflația, automat se ridică pensia. A fost fără și ca legea fără care ca nu a fost respectată. Fără ca să profite vreun partid înainte de alegeri parlamentare, locale. Dar la noi nimeni nu a vrut să o facă. Întrebare de ce? Deoarece nimeni nu era interesat real până acum în soluționarea problemei. Și avem astăzi încă și candidați care deja pe tretimul crugul schimbând diferite vectori, formațiuni, oricum vor cumva să se reînvie, să ajungă la putere drept majoritatea dintre își participă în alegeri doar ca să ajungă în Parlament. Da, despre asta voiam să vă întreb, pentru că ați spus, dacă corect am înțeles, că ați accepta coaliție practic cu toate partidele nu care coaliție, ar ajunge... Nu îmi place cuvântul coaliție. Colaborare. Vreau guvern creat din toate forțele sănătoase în Republica Moldova după prezentarea specialiștilor. Iată, asta o să fie o victorie foarte mare pentru fiecare cetățean din Republica Moldova. Dar coaliție propriu-zisă, majoritatea parlamentară, ați exclude anumit partid care ar intra după toate sondajele, de exemplu, în Parlament, ați exclude colaborare și celelalte înseamnă că PSRM, PAS care intră, încă o dată, ați accepta. Și acele mici, și PSRM, și PAS, și domnul Chicu, și domnul Ceban, și care mai sunt, încă o dată. Platforma da, platforma nu. Încă o dată. Mă interesează specialiștii care vor fi prezentați de un partid sau altul. Nu mă interesează cât procente au luat. Vă spun încă o dată. Până acum, două partide făceau coaliții. Funcțiile trebuie să împărțăm între două partide. Corect? Scoate oameni. În majoritate cazul. Specialiști, de atât n-a de răstăvleați своих. Încă o dată. Eu, când vorbesc de dictatură, așa cum pe mulți cetățenii spare unii ONG-ști, uitați-vă și spune usatei, eu nu promit astăzi dictatură pentru cetățeni. Pentru cetățeni eu voi fi președinte de țară. Dar pentru așilanți, hoțoman, tălhari, bandiți, hemșiși și mizerabili care se află și în țară și în afară țării, iată, pentru ei vor fi cei mai dur dictator. Dar pentru oameni eu trebuie să fiu licon eu. În ce țară există asemenea formulă despre care această formulă, această formulă sănătoată, pentru mine este cel mai bun exemplu, Singapur. Singapurul, când a venit Li Kuan Yew, ei importau apă potabilă, apă de băut, ei nu aveau în țară. Ei, deci se ștergeau picioarele de acest stat, toți cu ei nu au fost leni, inclusiv probleme interioare, scheme, clanuri și așa mai departe. Omul ăsta și-a băgat și rudele în pușcărie și-a intrat în istorie ca om care astăzi a creat un stat unde astăzi, da, sunt țări foarte mari, cum ar fi Statele Unite ale Americii, cum ar fi Federația Rusă. Fiecare țară are astăzi compania Ariana. Și SUA, ca stat, are mai multe. Și Federația, și Uniunea Europeană, ca au, Lufthansa și multe altele, să nu le fac publici. Numai că singapurske avialinii este numărul unu de planeta Pământ. Nu doar statul. Deci oamenii, de mulți ori, ca să înțelegeți, își cumpără bilete pentru, ca cadou la nuntă, la un botez, sau își fac rezerve financiare ca să meargă în acest avion ca în excursie. Nu neapărat să vară Singapur, doar să zboare în acest, în avioane acestei companii. Asta deja este un eveniment care își fac cadouri la nunți, zile de naștere, jubileu și așa mai departe. Deci dictatură nu ca în Belarus, de exemplu, dată, sau în... Nu mă interesează. Deci eu nu vreau dictatură autoritară ca să vadă pe usate oameni și să pierdă cunoștința. Ori să permit ce și-au făcut unii dictatori, chiar și unii pot să-i numești și mizerabili. Știți, în istoria globului pământesc. Pe mine mă interesează dictatura ordinii și responsabilității. Dumneavoastră înțelegeți că oamenii nu vor, oamenii vor acum revizuirea unor datorii externe. Oamenii acum vor modificări actuale și necesare și pentru persoane fizice și juridice în codul fiscal. Dar aceste lucruri nu pot fi când nu este un om care și-a asumat toate care se întâmplă în țară. Nu așa cum a fost până acum, care ați dat exemplu doamnei Sandu, domnul Dodon, rest care a fost. Când e ceva bun, e să-și zici că iată, eu am ridicat pensia minimă peste 2000 de lei, ne spune omul mai Sandu. Aha, deci
când e un zalet cu gazul, eu n-am nicio treabă. Eu nu am nimic cu guvernarea, cu majoritatea parlamentară. Haideți, terminăm să bludnișim și să mințăm oamenii. A ieșit, ți-a spus, eu îmi asum astăzi. Și nu contează că e probleme de securitate națională, economică sau socială. Dacă, Doamne ferește, a avut loc un incendiu și nu s-au luat măsuri, președintele țării să răspundă în fața cetății. Dar nu, că eu o să-i dau afară, eu o să vedem, amuși, care acolo a dormit, care nu a venit, care din cauza mai multe scheme de corupție nu a cumpărat utilajul care trebuie sau l-a vândut, l-a băut și așa mai departe. Dar dacă să ne întoarcem la înaintarea candidaților pentru funcția de președinte, am văzut că dumneavoastră nu ați participat nici măcar la o întâlnire de identificare a acestui candidat, care până la urmă, cum a spus și alți care au participat, de exemplu, că toți cei care au propus au fost printre primii care și-au înaintat această candidatură. Dumneavoastră, ce ați știut despre această intenție? Dar nu mă interesează, încă o dată, eu nu vreau să mă bag. Sau poate înțeleg. Planurile s-au schimbat cu adevărat, nu s-au înțeles. Eu nu vreau astăzi să vorbesc de rău de opoziție. Încă o dată, astăzi în general, dumneavoastră, vedeți că eu deja pe Igor Dodon de 3 ore za emisiune l-am numit domnul Dodon. Где вы такое слышали? Înțelegeți? Așa, gata, cu dat. Eu, când vorbesc de modernizare, este un lucru care trebuie să-l recunosc, nu mi-e rușine să-l recunosc public, în viață puteau să fie diferite situații. Și mai triste, și mai vesele. Dar astăzi, dacă pretind la funcție de șef de stat, a modernizare trebuie să începi de la tine. Înțelegeți? Și eu nu mi-e rușinez, nu mă rușinez să spun că multe lucruri sigur că trebuie schimbate și în comportamentul lui Renato Usatăi și unele deciziile nu mai pot fi luate atât de rapid și atât de emoțional ca câteodată. Gata, știți cum? De-am și îmbătrânește domnul Usatăi, de-am are 45-46. Apropo, turul 2 la noi, 3 noiembrie, 4 noiembrie, ziua mea de naștere. Vă dați seama, și interesant, că voturile taman după ora 12 și o diaspora din Sova votează taman. Dar apropo despre turul 2, vreau să vă întreb. Da. Dacă după sondajele intră în turul 2 doamna Maia Sandu și domnul Alexandru Stăinoc, veți avea anumită chemare la votare? Eu ieri, ca o întrebare din partea unui cetățean venit în emisiune de ieri, am spus și o repet cu... Că a fost întrebarea dacă veți susține pe Maia Sandu. Pe Maia Sandu, chiată Usată, iar să-i dea voturi încă o dată, în primul rând, oameni buni. Nu mai credeți în misiuni și în propagandă. Și rog politicienilor să fie corecți. În special domnul Dodon. Să le spui că nu poate nici un politician 270.000 să iei la unul și-i dai la altul. Nu sunt oi și nu-i caldare cu ouă. Oamenii au votat cum au decis ei. Dar eu nici sub o formă în aceste alegeri prezidențiale nu că nu voi da voturile. Este imposibil după tot haosul, după tot bardacul care noi îl avem în țară, sub conducerea doamnei Maia Sandu, că e responsabilă de guverni, de crețoși în parlament, de gaz și de restul. Eu nu am un drept moral astăzi, dacă sunt cetățean care vrea binele acestei țări, astăzi sunt pe dumneei. Dumneavoastră înțelegeți că dacă dumneei, vorbim, am deschis pe urmă. O părut schema cu gazul. Procuratura, raza brata. Hop, îl vedem pe spână, peste două luni de zile. Știți să-l duci. Dacă vedem astăzi că diaspora nu pleacă cu sutele de mii, dar cu sutele de mii se întoarce înapoi. Că Dumnezeu le-a promis. Nu eu atunci, înțelegeți? Dacă eu vedem schimbări radicale, eu vă asigur, e astăzi nici nu avea nevoie de sprijinul nici al Usatăi, nici a Nimărui. Fix așa cum domnul Dodon. Domnul Dodon a pierdut mandatul din cauza. Uleac de culioc, uleac de probleme, uleac de șor, uleac de plăcunic, el a pierdut. Și Maia Sandu astăzi pierde mandatul nu din cauza că o susține unul sau altul. Și cine va susține pe dânsa? Primarii nici de oraș, domnul Alexandru. Glodeni, Drochea, Râșcani, Fălești, Cantimir, care câștigă cu 70-80% majoritatea de ei din primul tur și vine peste ei și domnul Dodon și doamna Sandu, unul președinte de țară, pe urmă, domnii, deși ei câștigă din primul tur, ei și-au demonstrat capacitățile ca conducător și nu puteți să-i dea nimeni, nici șor cu pomenile la o bucată de noapte. Deși, fix așa, dacă ar fi lucrat domnii astăzi, ei putea să câștige alegerile și cu 80. Dar astăzi,
Tot ce se întâmplă în țară, este clar că Dumnezeu va pierde aceste lege. Dacă eu s-o susțin pe Dumnezeu într-o formă sau altă, asta am spus. Dacă eu lucrul ăsta nu îl vreau face, dar pentru cei care sunt sceptici, cred că, ei, moș, cum o băgat sau ce lește dat trecut, a să-l chemi pe usate americani, europeni, a să-l împui și oameni. Dacă eu fac lucrul ăsta, unii mă vedeți în sat, ați luat, ne-ați stăiat capul cu benzopilă ori cu toporul și gata. Adică, încă o dată, eu sunt om care își dă seama ce vorbește, ce promite și eu vreau să trăiesc la noi în țară. Eu nu sunt doamna Sandu care să aștept cât mai repede să-și termine mandatul ori să pierde alegerile, că e n-a să trăiască la noi. Dumnezeu n-a să ducă nici în satul Rispieni, raionului Fălești, nici într-un orășel mai mic din țară. Eu păstrez toate rădăcinile care am avut în țară, începând cu mămunia, casa lui mama, satul Rădiu Mare, Don Dușeni, care, da, accept că într-o zi, dacă n-a să pot financiar toate aceste lucruri să întrețin, să fie o familie cu mulți copii să trăiască acolo și să lesă muzeu în casa mare, cu hainele lui bunica, cu pozele, cărțile mele din copilărie, fix așa cum îți am făcut. Eu vreau să trăiesc acasă și eu să trăiesc acasă. De asta eu nu pot astăzi să fac orice, că ei fac ca oameni care se evacuează împreună. Ei ieri s-au antrenat cu marafonul la fugit. Doamna Sandu s-a antrenat cu barca de a trece prutul, vă extrenați situație, că acolo credeți-mă să duc în cel mai rău. Dar ei deja își cată și au trimis CV-urile mulți dintre înșe. Și în multe companii europene și chiar în unele din Statele Unite ale Americii. Dar totuși vreau să vă întreb, una dintre candidați care au participat la acea întâlnire, da, a spus că de fapt există anumit plan, uh-huh, pentru cel de-al doilea tur, cu toți candidați înaintați, înregistrați, cine va fi înregistrat și pe urmă va fi o strategie de mișcare în cadrul celui de-al doilea tur. Eu niciodată nu voi vota mai sau. Toșcă. De-a mai departe e acolo. Înseamnă că opțiunea dumneavoastră personal ca cetățean Republicii Moldova ar fi... Nu, haideți, eu nu, dumneavoastră vreți să mă să facem publicitate la alți candidați. Eu nu vreau acest lucru. Eu astăzi lupt ca să intru în turul 2. Eu am spus în general că eu nu o să mai ies la tribune, votați-l pe unul ori pe altul, deoarece această greșeală m-a costat foarte scump în politică. În 2016, când a fost susținut domnul Dodon, și am primit-o pentru culeaș. Și în 2020, când am mers contra lui Dodon și am votat pe doamna Sandu, ne-am cerut scuză față de la cetățeni. Eu sunt omul care se uită în ochi când greșește și dacă am făcut un lucru rău, nu mă rușinez să cer scuze. Dar vreau să vă întreb, chiar am avut această întrebare, da, credeți că doar asta v-a făcut să aveți acest rezultat în 2021? Sau poate au fost și alte motive, de exemplu, la parlamentare anticipate? Nu, motivul principal a fost asta, dar au fost și alte probleme. Eu trebuie să fac regulă în partid, să pornesc resetarea partidului nostru, pentru parlamentare, cum și fac eu acum zilnic. În Șirșori deschidem sedii noi. Creăm organizațiile primare în sate, orașe, municipii și tot așa. E o muncă foarte mare și eu o să ajung în fiecare sat, dar asta este obiectivul pentru parlamentare, ca să creez aceste organizații primare, să cunosc oamenii, să cunosc problemele satului, să pasportizez aceste probleme, ca să mă pot gândi și la soluții, fix așa cum o fac acum, absolut pe diferite domenii. Și nu contează că avem nevoie astăzi de o bancă de stat, ca să nu mai depindem de străini și de mofturile și de dorințele lor de a smulge ultimii bani de moldoveni, cum avea o companie aereană sau cum a, cât de mai rapid, de a avea posibilitate ca nerezidenții fiscali, adică cei noștri care sunt plecați în diaspora, mai simplu, care mai mult jumătate de ani, ca banii care au adunat în 10 de ani de zile lucrați peste hotare, unde majoritatea moldovenilor au lucrat la negru, și asta o știu toți, familii întregi plecau și lucrau ilegal în țară, ca să poată achita în numărar, să-și cumpere un bun, o casă, un teren, o mașină și așa mai departe. Când astăzi nimeni, doamna Sandu, cei care plânge deaspora, vă dau un exemplu concret. Dumneavoastră știți că astăzi un chelner în Italia, avem foarte mulți, toată Europa e plină de chelneri din Moldova, un chelner în Italia, un bucătar, are, iată, în Italia salariul de 1.000-1.500 de euro. Ca să știți, chelnerul în același restaurant mai are și tips. Cei băi? Care cam e tot în suma de 1.500 de euro. Dar sunt foarte majoritatea restoranelor, mai ales acesta top. Știți că chelnerii nu se achită deloc, ei trăiesc doar din cei băi.
așa e, cei care sunt din domeniu îi cunosc. Și astăzi spuneți, vă rog, dacă acest băiat tânăr din Călăraș, Cahul, Ungheni, nu contează de unde, care muncește acolo și are câte 1.000-1.500 de euro pe lună, aceste tipsuri care le primește el, pe an adună 18.000 de euro și el vine acasă și le spune, dar banii tăi nu sunt legali. Păi băiesc, eu lucrez în Italia, ia că uitați-vă, lucrez oficial la restoranul cu tarietă, măi, ce e? Nu poți demonstra proveniența banilor. E problema statelor unde se câștigă. Pe mine mă interesează astăzi la oameni să le simplific situația. Dar nu toți le inventez mai mult, că astăzi plec de-am deja și companii, cu conturi pe hotare și cu tot. Discutăm despre aceste subiecte și alte în a treia parte a emisiunii. Doamnelor și domnilor, rămâneți cu noi, revenim peste câteva minute. Am revenit, continuăm discuțiile cu domnul Renat Usatăi. Domnule Usatăi, despre bani pentru această campanie vreau să vă întreb, pentru că am vorbit cu toți candidați care au fost și să mai vină despre cam aproximativ suma și mulți dintre ei susțin că nu este nevoie de atât de mare sumă de bani, pentru că este munca echipei și mai departe. Și totuși, poate dumneavoastră să ne spuneți, nu e adevărat. Mai sincer, care ar fi estimările, de exemplu, cât va costa campania? Orice campanie costă foarte mult. Avem în țară două probleme. Prima, 80% din partidii care au participat în alegerile în 30 de ani nu au arătat banii reali care cheltuie. Care își lua consultanți americani, pe secretul, care de la Moscova, ăsta și au fost la noi, dar în campanie arătau. Eu, spre exemplu, dacă consumam benzină de 1 milion de lei, arătam 1 milion. Și când acești candidați, mai ales și care câștigă alegerile prezidențiale, arată câtă campanie le-a ajuns 50.000, 100.000 de lei, nu știu ce e. Dar la dânși oameni au lucrat și mai mult decât la noi și mai multe mașini. Prima. Dar problema și mai mare. La noi sunt mai multe restricții și mai multe aberații cu faptul cum poate fi finanțat astăzi un partid politic. Iată, în Statele Unite ale Americii, pe care tot îi laudă doamna președinte și actual guvernul, și Trump și alți candidați fac campanii de colectare a fondurilor. Spune, tac, tu cât poți da? $1 million, jumătate. Adică, dacă sunt bani declarați, cu proveniență, nu. Nu. Astăzi, spuneți, vă rog, eu toată viața mea, ok, nu toată, majoritatea din viața mea am făcut afaceri, așa? Spuneți, vă rog, este ok ca un cetățean a Republicii Moldova care are o moară într-un sat din raionul Ocnița să aibă aceeași limită la donație ca și în altul sat? Nu e corect asta. Ei dacă spun astăzi că funcționarii publici pot achita doar 10% din salariul lor pentru anul precedent, nu chiar bine, dar ok. Cei din afaceri până la 30%, dar nu mai mult de 80.000 de lei prin transfer. Stop! Păi e și cu limita asta, când ieșești limită încă o dată pentru un inginer de la un service auto, unul cu moară și usatei. Oare spânul dominator, da? Adică dumneavoastră înțelegeți că dacă sunt bani proveniență, adică voi... Probleme se începe atunci când sunt prea multe restricții, mai ales când sunt aberații. Iată, eu astăzi sunt nevoit să mă adresez la mai mulți cetățeni de noștri care fac afaceri 10-20 de ani, construiesc blocuri, clădiri, drumuri în UE, da? Că cei din Federația Rusă sunt blocați cu transferuri, am vorbim despre asta, că e important. Și eu mă adresez, vă rog frumos, ajutați-mă azi, eu vânușdin și eu paprașaică, deoarece astăzi, dacă Moldova 1 pune 1000 de euro pe zi, televiziunea de stat, spot. 2 minute maximum conform lege, 2000 de euro pe zi, chiar o leacă mai mult din cauza TVA-ului, trebuie să dai la Moldova 1. 25 de zile de campanie, ca 50.000 de euro companie de stat, care tipa are grijă de noi ca și mai asamblă. Cel mai mare tarif pentru publicitate în campanie. Doar la ei să faci publicitate. Spuneți, vă rog, eu m-am dus și le spun, voi aveți salarii mari, da, companiile lor, chiar dacă le dețin cetățenii Republicii Moldova, nu pot transfera bani. Doar ei și angajații care sunt cetățenii Republicii Moldova. Dar nu ar fi asta o protecție totuși împotriva abuzurilor față de... Dar asta nu e o protecție. Asta nu e o protecție. Spuneți, vă rog, dacă astăzi au venit 10 oameni de afaceri într-un partid și arată dividendele pentru anul trecut, că au primit, nu știu, câte 1 milion de euro.
avem de ăștia foarte mult. Și spun, vreau 200.000 de euro să contribu. Adică s-au implicat 10 persoane? Nu. Haideți-mă, căruce, nu, încă o dată. E haos în toate domeniile. Fix așa cum au făcut-o ei cu acest sistem de plată. Corona din Federația Rusă. Oare eu blocat-o că se gândeau că corona asta e coronavirus și gândeau că luptă cu coronavirus și după vă două de țigări afumate. Când s-a bucuresc, ei poate decide mai mult decât o decis Hitler în tradiul război mondial. Deci, dacă voi interziceți ultimul sistem de plată prin care moldovenii care muncesc în Federația Rusă își transferă bani acasă, altceva vă spun. Am foarte multe în privat mesaje de la pensionari care își prinde o pensie. Gata, ultimul. Băi, băieți, l-a stricat toți specialiștii au fost în țara asta. Numai că propunerea mea este că din momentul că tu ceva distrugi, ori interzici, propune o alternativă. Spui că, băieți, iată, noi interzicem corona, că mă ting și ori faci chichimichi piși, dar noi, iată, astăzi am dat indicație la Poșta Moldova și Poșta Moldovei, cu glav, pașteam, purusesc, nu m-a întrebat, să zic, dau posibilitate moldovenilor care pe bune muncesc, părinții care își întrețin copiii și mai departe, văd, pajalăstă, pervădiți. Așa, dacă astăzi închideți o școală și într-adevăr au rămas doar 10 copii și nu puteți și ne costă școala și 3-4 milioane de lei, voi n-aveți drept să închideți școala și în paralel să nu cumpărați un Mercedes Sprinter care costă azi maximum 2 milioane de lei, asta e cea mai scumpă seama dragă complectație, adică cel mai dotat cu aer condiționat, cu fotolii. Înțelegeți? Că iată așa trebuie să procedezi când într-adevăr ai grijă de oameni. Dar vezi că este o problemă, le dai oamenilor oferta care o controlezi tu. Poșta Moldovei, întreprinderi de stat. De-am acolo tot șora să le încorci. Dar totuși cu acest sistem de plăți este legat de anumite, nu știu, scheme. Bun, ei și cu numerarul luptă, spun că luptă cu șor. Numai că ei distrug afaceri. Dar atunci când i-a apucat iar fumatul și au spus că pentru toate restaurantele, barurile, cabinele din Moldova, interzic fumatul și la terasă, în interior. De mult la terasă, nu inclusiv țigări. Stați, oleac, ori sară european, jumătate de terasă fumătoare, jumătate nefumătoare, dar majoritatea la toate terasele se fumează. Și, în general, majoritatea statelor din lume care au cap în comparație cu a noștri, ei știți cum permit sau nu permit fumatul? Dacă au obținut localul licența de a vinde alcool, automat îți dăși țigările. A, curit ploha, dar băut o ghine. Adică, dacă e un local în școală, nu primește nici pentru măzarea băuturi alcoolice și nici fumat, corect? Nu, haideți, stăți, distrugem, tăiem, că voi parcă îți spuneți, hai în România, hai în Germania, hai în America, toate țările astea, s-are grijă de asta. Ei, încă o dată, ei sunt cei care știu doar a distruge și nimic nu știu a crea în loc. Înțelegeți? Că lor 3 ani de zile le-au trebuit ca să soluționeze problema celor moldoveni care muncesc în Marea Britanie și în Cipru, care au volanul de dreapta. Că noaptea nu puteau conduce cu mașina. Radu Marian, după 3 ani de guvern, și gata, și eu, noi am hotărât ca la francești, ca la români, încleți un stick pe far și puteți să mergeți. 3 ani de zile. Dar dacă ne întoarcem la sistemul de plăți corona și, în general, da, relațiile noastre cu Federația Rusă, pentru că președintele va reprezenta statul ca și va decide parțial politica externă, vizitele în Federația Rusă, în opinia dumneavoastră, sunt necesare, așa cum susțin cei care sunt considerați mai mult partide pro-ruse sau partide de stângă? Și cum, în general, veți construi aceste relații? Dacă avem nevoie de relații în condițiile războiului pe care pornit Rusia? Uitați, statul ucrainean, când a început acest război oribil, încă o dată, repet, care l-am condamnat de numărate ori și nu poate să aibă pentru mine nici o scuzare, nici o astea, ei fiind în război, încă o dată, în război deschis cu Federația Rusă, ei au avut drept moral să explodeze gazoprovodul, nu știu cum, nu știu cum prezice, gazoprovod. Gazoductul de tranzit care merge pe nuie. Au avut drept moral să explodeze care păi țava care împlă Gazpromul cu bani și bugetul Federației Rusă. Fiind în război cu Ucraina, aveau drept să explodeze de zășuri, corect?
Numai chinul a explodat în Șilpăzău din cauza că statul ucrainean primea bani din acest tranzit. Da. Deja nu va fi prelungit din 1 ianuarie deja. Încă o dată, vă asigur eu că ei, dacă vor găsi o altă soluție, dar ei sigur nu vor lăsa ca să nu aibă aceste venituri în bugetul de stat, cum nu au făcut. Ascultați și vă spun eu. Mă lăsc încă o dată, vă aduc aminte. După anul nou, a să fie înășeri de alegeri prezidențiale în Ucraina. Și ați vedeți voi ce se întâmplă. Deci, eu astăzi nu voi merge așa cum au mers unii șefi de state sau actualul, să pup mâna la unul ori la altul. Oricum alții din trecut făceau și mai urât, nu puteau nici un comunicat de presă să-l publice fără acordul partenerilor de psihotare. Și nu contează că sunt americani ori să ruși. Băi, știu atât de cui? Băi, ești președinte de țară. Dacă tu ai ajuns să te consulți la fiecare numire, nu că directorul SIS-ului, dar șefii de direcție a SIS-ului scordonau și scordonează astăzi în afară țării. Asta știu atât de cui? De asta eu voi fi președintele cetățenilor Republicii Moldova și orice colaborare cu orice stat de planetă Pământ va fi discutat cu cetățenii Republicii Moldova. Și eu sunt sigur că în interesul lor, cetățenii îmi vor da acest mandat. Că astăzi să excludem, să rupem tot cu rușă. Băi, nu e posibil așa ceva. Eu astăzi am avut o discuție cu un grup de constructori în România. Să minte, constructori mari, construiesc 10.000 de metri pătrați și mai departe. Și vorbeam noi despre gaz, dar nu, Renato, că e bine că iată, gazul nu-l mai luați la rușă. Păi, că este rusesc. Cum a spus domnul Parcuși, noi nu excludem chiar așa gaz rusesc, Michel, care trece cu apă la păstrare prin Ucraina, ca să șteargă urmele și pe urmă ajunge la oameni cu 29 de lei. Zic că era rusesc, dar nu, că iaca, nu puteți fi rusesc. Cred că era numai european, vă băs. Și când m-am uitat, am tras cu ochi, vă spun, asta e exemplu, tot trebuie să fie. M-am avut cuval de jos, Barosa, da, multe lăzi erau și una scos de supra. Se vede că era ca, exemplu, abrazez bă, de lăzi așa mari. Și mă uit eu dacă construcțiile, slabă Domnului Viață, am fost legat. Și pe dânsă era, oare, Turski Zavod, oare, Ariol, deci era o fabrică din Federația Rusă. Scos top, ia stați frasenii care spuneți că mai gine 5 ori mai scump, dar important, să nicu. Asta ce scutăm, Barosul ăsta? Apoi că am cumpărat, chiar că noi, obiecte cu tare, cu tare, așa că am o vremă că să repărăm niște porturi, cu ochii. Dar de ce le-ați cumpărat peste? Erau și ele mai buni și ele mai ieftine. Zic, stop, dar pe rusești. Păi da, dar tu nu compara. 10.000, nu, erau 1.200 de Barosă. Nu, stop, v-ați cumpărat 1.200 de Barosă. N-ați luat de la Știri. A, că de la Știli e europeană și e dorăgă, da? Și a slat-o pe asta. De asta încă o dată. Dar totuși la nivel de stat trebuie să fie anumită poziție, pentru că eu înțeleg și acești oameni de afaceri, de exemplu, putem să înțelegem, da. Și totuși trebuie să fie anumită poziție care poate să în anumite momente să coste. Așa susțin cei... Deci poziția mea niciodată nu va costa, nu va dauna nici statul Republica Moldova, nici pe cetățeni. Și nu contează, sunt pro-europeni, pro-ruși ori uniuniști. Dar prima dumneavoastră vizită, unde ar fi? În calitate de președinte? Încă o dată, primele două vizite, noi astăzi avem de la Dumnezeu doi vecini. Avem Ucraina și România. Alții nu avem. Astăzi, e normal, în primul rând, nu știu care va fi situația pe când de luptă, mă refer, în octombrie, noiembrie, dar primele discuții, sigur, trebuie să le ai cu vecinii. La ei, vin ei la noi să discutăm. Plus, în general, eu Moldova imediat o propun ca Moldova să fie o platformă. Uitați-vă, la noi tot să-l criticau pe Lukashenko, dar aduceți-vă aminte, negocierile de bază care au fost, primele, da? Erau în Minsk, țineți minte, da? Pe urmă a fost Stambul. Spuneți, vă rog, dar eu astăzi vreau Republica Moldova să fie țara care promovează pacea,
asigură toate condițiile necesare de securitate pentru toate părțile. Și astăzi cumva noi să implicăm în procesul ăsta, dacă tot le vrem bine la vecinoși. Dar prima cu dânșă. Dar asta care era la noi, oricum era 30 de ani. Aha, prorosiski la Moscova, proeuropeski la Bruxelles. Așa doar eram 30 de ani și așa oameni la noi s-au deprins. Apropo despre securitate și investiții în securitate, în opinia dumneavoastră, mulți candidați, chiar și cei care au fost deja în acest platou, susțin că mai bine decât să cumpărăm radarele, să majorăm pensiile. Și ceilalți susțin că sunt declarații sau concluzii populiste care nu atât de simplu se iau bani de acolo și pentru că trebuie să ne construim gardul în jurul țării noastre, pentru că avem nouă realitate în regiune din cauza războiului. Hai să așa, eu nu sunt mare specialist în domeniul militar, dar totuși cu ceva cunosc, cu ceva în viață am văzut, având diferite activități. Bine să vă rog. Iată, imaginați-vă dumneavoastră că este un teren de cum ar fi teritoriul municipiului Chișinău. O livadă de cireș crescut de moldoveni, oameni gospodari și mai departe. Și în această livadă, atât de mare încă o dată, fiind ca municipiul Chișinău, și de un gheaghe Vasea, paznic, om gospodar care toată viața a lucrat pe neva, a dus un nacealnic, pe urmă a fost pe leac pe la ЦК КПСС, pe urmă leac a fost știi, pe la Pelademie și a ieșit la pensie și s-a angajat omul storuș. Că mai are o vadană acolo care îl îmbracă în rochiță, o scoate pentru copaci la primblare. Mai vine cineva din coptie cu o pol-litrovcă ca la moldoveni. Așa că el șede și păzește această livadă de cireș cu одноstvolcă. Orică двухstvolcă nu contează. Așa că sarcina lui cu arma asta, cu o țavă, orică două nu contează, să apere o livadă ca de municipiu Chișinău. Spuneți, vă rog, el și poate să apere cu această двухstvolcă, gheaghe Vasea, păi. Poate să apere. De asta încă o dată. Oare este un sistem? Deci Ucraina, după ani de zile de dotații le-au trimis americanii, polonezi, nemți, acolo nu s-au luat un radar, dar s-au trăit, deci ei au fost militarizați în timp de 7-8 ani de zile, adică și uitați-vă că adică nu pot controla spațiul aerian. Dar totuși rezistă, nu în 3 dată, zile. Stop, dar noștri au luat un radar, ca în filmul Derveana Pușca. Recomandă și care nu l-au văzut. Unii și de moș, a uitat cum îl cheamă. Așa era smișnoi, mușic tare de treabă. Derveana Pușca, Tunul de Lemn. Film, Moldova, film, mor după filmul acela. Unii și de avea și el un snariat. Și noara. Și zic, uite, tăi, vreau să dăi sărași avionul nemțesc jos. Și așa, așa, așa. Și când într-o dă, când o dat, poftim, o nimerit. În casul rămas, da, până la urmă, e un film care foarte emoțional, cu un sfârșit care el a doborât, da, pierdându-și viața, dar încă o dată. Radarul ăsta ca în filmul Derveana Pușca, Oxana, asta fix așa, cum să iei azi un milicionier din Chișinău, și îl leși pe dânsul singur, pe nordul Republicii Moldova, să facă regulă, să nu fie jafuri, încă o dată. De asta radarul este, de asta este un fel de... Început, abia început cei de nu există, în așa situație nu există început. Nu există așa început. Asta nu e situație, încă o dată. Eu mai tare mă bucuram, dacă ei măcar pentru început asigurau statul Republica Moldova și fermierii noștri cu tunuri rachete antigrinde. Dacă asta, eu avem și iarăși, nu una sudeie un președinte de raion pasului la nord, în alegerile locale, altul la sud și mai departe. Tu zici, любому вопросу нужно подходить системно. Dar ei, la aeroport, nu trebuie luat credit. Voi băs, dar voi astăzi, voi n-ați făcut niciun plan de modernizare a țării. Oxana, cu dată eu vă spun dumneavoastră, eu nu fac pe marele specialist, dar ei astăzi nu știu diferența între tractor belarus și троллейбус. Și dumneavoastră vreți ca ei să ocupe deja de... Eu de... Dar spuneți, vă rog, de ce nu s-a soluționat? E o altă problemă în domeniul. Că astăzi la noi sunt pline cazarmele de copchii, mulți flămânți, care le cer câte un pachet țigări, pe țigări. Băi, lăsați, e acasă militare, spui.
500, 1000, 2000 de contractnici îmbrăcați, încălțați, dotați cu cele mai performante armii. Să avem un armeeschi spesnaz, lăsăm și duhovoi orchestri, să am cu ce să o petrec pe Maia Sandu. Și pe urmă, când mor foști președinți, să-i ducem la armeanscă la mort, am vire orchestru militar, trebuie păstrat, pe-lubom. Asta, înțelegeți? Și să... Ați văzut să fac ceva în domeniul ăsta, nu. Și domnul Satel, la sfârșit vreau să vă întreb despre referendum, pentru că am înțeles poziția dumneavoastră, dar, adică până acum când ați fost întrebat, dar totuși, dumneavoastră ca cetățean și dumneavoastră ca lider unui partid și potențial candidat. Da. Cum veți proceda? Am spus clar, în ziua când ne-am lansat, am discutat cu colegii, poziția este următoare. Eu, Renato Usatăi, voi boicota, deoarece este referendum care cumva Maia Sandu nu că vrea să-i apropie pe moldoveni de UE, dar vrea să-i balamutească ca să încerce să mai câștigă un alegeri, un mandat prezidențial. O să fie ziua când voi organiza printr-un consens național, credeți-mă, cu implicare la toate partidele acest referendum. El este inevitabil, dar nu acum și nu în așa modalitate cum a făcut-o doamna președinte. Cei care mă critică spun, a, Usată, e că, uite, tu boicotez, dar tu te-ai vândut la rușii. Eu cu război în FSB pe viață și pe moarte atâți ani și de-am iar mă bagă în buzunar rușilor. Ok, vă băs. Adică eu când am propus un referendum național că vor 70% din cetățeni anticipate, mai s-am dat indicații ce cu să blocheze, nici nu ne-a registrat grupul de inițiativă ca să putem să mergem să colectăm aceste 100.000 de semnături. Înțelegeți? Și astăzi deci eu voi boicota, dar eu respect astăzi că și partidul nostru tot timpul a promovat libertarea nu doar la exprimare, dar și la luare decizii. Adică azi fiecare cetățean să o facă cum știe el, deoarece el nu ne dă nou nimic. Ești bun, ești rău. Adică... Dar totuși poziția dumneavoastră, sunteți și pledați pentru ca Republica Moldova să fie, de exemplu, până în 2030? Eu am spus din 2014, în UE? Așa se propune din partea guvernării că anul 2030... Doamna Oxan, cu toate reformele care la noi sunt astăzi, Republica Moldova nu o să intre în UE nici în 2090. De asta, haideți să ne răsplicăm mâle și să ne apucăm de lucru. Uh-huh. Dar veți continua negocierile cu așa, să facem așa. Încă o dată, eu, încă o dată, nu, sigur trebuie să aibă loc un referendum. Eu niciodată n-am mers și nu voi merge contra voinței poporului. Vă dați seama că astăzi, cum ar trebui să fie ca și modificarea Constituției, da, 2/3 deputați. Dacă 2/3 din cetățenii Republicii Moldova spun că mergem în UE sau altă direcție, noi, politicienii, suntem obligați, nu balamutim oamenii, dar să mergem în direcția decisă de 2/3 din cetățenii țării. Iată, atunci ești politician corect. Eu, sigur, niciodată nu am mers, nu merg și nu voi merge contra voinței propriul popor. Dar încă o dată vă repet. Aici voi boicota, că asta e un mișmaș în stile pașii care învârteau cu Costea Botner, Năpărță și Pilapeță, cam asta o fac ei astăzi. Unii care tu n-ai ridicat-o, șaric, tac, nicto ei ne-a nășol. Dar faptul că, de exemplu, pledați pentru boicot sau unii vor pleda împotriva și anumit procent de oameni care vă susțin vor acționa la fel. Ce mesaj va fi transmis Bruxellesului, de exemplu, cât de pregătită este Republica Moldova? Deci, încă o dată, referendumul ăsta n-a fost inițiat de Bruxelles sau propus. El a fost propus de Maia Sandu, încă o dată. Vă spun, modalitatea cum dumneavoastră a făcut-o nu-mi permite mie. Adică Maia Sandu, orice n-ar spune și noi trebuie tot să sărim, că dacă dumneavoastră, eu despre referendum vorbesc din 2014, Oxana, dacă dumneavoastră, ea anunță consultări publice după ce eu o decis. Consultări publice presupune înainte de la o decizie. Că dacă ne invita pe toți, eu vă asigur că eu avem să fiu primul locomotivă de a promova referendumul, că corect, o întrebă, tac, Voronin, de când erai tânăr și frumos, spune că trebuie referendum. Dodon, parcă tot așa, Usată, tu ești în politică și al mai tânăr, a venit 2004 și spui că referendum și poporul îți decide vectorul extern. Așa ai spus, da. Haideți să facem apel la fiecare, toți la suportul lui, votanții lui și scoatem toată țara la preferință. Și vă asigur eu că avem să bătem palma, să semnăm o declarație, să facem un apel către toți cetățeni și aveți să fie într-adevăr un referendum național, care oricum a să aibă loc. Să nu fie deranjați
partenerii din Bruxelles care spuneți dumneavoastră. Oricum noi o să ajungem la un referendum real, dar nu referendumul lui Maia Sandu, că Andrei să mai poate vende gaz cu 29 de lei în 4 ani de zile. Zdraste! Domnule Usată, eu vă mulțumesc foarte mult că ați participat la această emisiune. Vă mai așteptăm și la alte ediții și precizez că reprezentanții PAS-ului să aibă replică la una dintre următoarele ediții, dar și alte persoane vizate pot să ne contacteze pentru a cere dreptul la replică. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu noi și numai bine. Și eu.